Cazurile de COVID-19 cresc alarmant în Mehedinți. Mehedințenii sunt tot mai afectați de pandemie. În ultimele 24 de ore a fost înregistrat un deces, iar numărul celor infectați a explodat. 62 de persoane au fost confirmate pozitiv cu SARS-CoV-2 la nivelul județului. Este cea mai mare creștere de cazuri din ultimul timp. Situația este alarmantă în Mehedinți. În ultimele 24 de ore, alte 62 de persoane au fost confirmate cu COVID-19. Este cea mai mare creștere de cazuri din ultimul timp. Numărul total de îmbolnăviri de la începutul pandemiei și până în prezent a ajuns la 1882. Și în spitale, situația este la fel de îngrijorătoare. Peste 100 de mehedințeni sunt internați în acest moment, iar la secția de terapie intensivă, 10 persoane se luptă pentru viața lor. Situația epidemiologică de azi, 23 octombrie, din județul Mehedinți este următoarea. 760 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 168 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice, 106 persoane sunt internate, din care 10 persoane sunt internate la secția ATI. În ultimele 24 de ore, în județul nostru au fost înregistrate 62 de cazuri de îmbolnăvire. Totodată, tot mai mulți oameni infectați cu SARS-CoV-2 își pierd viața. În ultimele 24 de ore a fost înregistrat un alt deces în Mehedinți. Este vorba de o femeie cu vârsta de 82 de ani ce a fost internată și confirmată pozitiv în data de 24 septembrie. Un deces a fost înregistrat în data de 22 octombrie la o persoană de sex feminin, vârsta 82 de ani. Aceasta a fost internată și confirmată COVID-19 în data de 24 septembrie. Persoana decedată suferea de mai multe afecțiuni cronice. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți, calculată conform hotărârii de guvern 156 din 2020, este de 0,90. Categoria cea mai vulnerabilă față de pandemia de coronavirus rămâne în continuare cea a persoanelor cu o vârstă înaintată. Numărul mehedințenilor infectați pozitiv în ultimele săptămâni arată o creștere semnificativă în județul Mehedinți. Datele menționate sunt în dinamică și se schimbă de la o oră la alta.